postările făcute de George Burcea și Viviana Sposub, din acest weekend, se poate deduce faptul că cei doi s-au mutat împreună. De mai bine de 7 luni, scandalul apărut în urma divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă să ia amploare, lăsând la o parte atacurile indirecte dintre cei doi foști iubiți, amintim că blondina este acum într-o relație cu Tibet Argint, deja de mai bine de 3 luni, iar George Burcea tocmai a fost surprins la malul mării alături de Viviana Sposub, însă nu numai. Viviana Sposub, acasă la George Burcea, alături de fiicele lui, imaginile au fost postate pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 octombrie, iar cu câteva ore înainte, tot pe Instastories apăreau și ele, două fetițe ale fostului cuplu Andreea Bălan și George Burcea. Se pare că George Burcea le-a pregătit bogoși micuțelor, iar la o distanță de câteva ore, Viviana Sposub a postat pârjoalele. Putem deduce, astfel, că bruneta le-a cunoscut pe fiicele lui George. George Burcea, despre Viviana Sposub, va fi printre primele persoane. George Burcea tocmai și-a dezvăluit sentimentele pentru Viviana Sposub, exact la plecare din show, după ce la final, cei doi s-au îmbrățișat și s-au pupat. Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus și la început, eu mai am niște chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naște ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îți bați joc, trebuie să o aperi, să o iubești. Când voi ieși din concurs, pe lângă copii și mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta, a spus George Burcea.